Limbam găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme ale ediției. Astăzi în capitală a avut loc întrevederea reprezentanților pentru întrebări politice din partea Nistreniei și Moldovei. Șeful departamentului Nistrean de Externe a dialogat cu reprezentanții mass-media, diplomații și activiștii obștești. Pescarii nistreni vor putea primi documentele de permis pe teritoriul Republicii noastre. Reglementarea conflictului nistrean, perspectivele Republicii noastre după summitul de la Vilnius, dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Aceste întrebări au fost discutate astăzi în Ministerul Afacerilor Externe al Nistreniei. Șeful Departamentului de Externe a dialogat cu reprezentanții mass-media, diplomații și activiștii obștești. Una din întrebările adresate la întrevedere, când Nistrenia va obține statut politic. Nina Ștanski a remarcat, statutul e stabilit deja de către cetățenii Republicii, la referendumurile realizate nu o singură dată în Nistrenia. Iar în ceea ce ține de metodele de reglementare a conflictului nistrean, apoi aceasta e una singură. Divorț civilizat. Despre aceasta a vorbit prezidentul Eugeniu Șefciuc la întrevederea recentă din Landshut. Ceea ce a fost spus în Landshut a fost o constatare și un răspuns la multe întrebări ale colegilor noștri internaționali și din Moldova despre statut. Prezidentul i-a întrebat pe partenerii internaționali dacă ei sunt gata să discute despre recunoașterea Nistreniei, să ia în considerație opiniile noastre, la fel cum a fost făcut în Serbia și Muntenegru. Care sunt perspectivele Nistreniei după semnarea de către Moldova și Ucraina a acordului despre asociere? Pentru noi, susține Nina Ștanski, aceasta e ca un secret, căci la noi nimeni nu cunoaște nici textul documentului. În legătură cu aceasta, ministrul și-a amintit încă un acord, semnat de ambele țări în 2006. Atunci acordul a adus la blocada economică a Nistreniei. Ca rezultat, întreprinderile noastre și-au pierdut pozițiile pe piețele Rusiei și comunității statelor independente. Plus la aceasta, înregistrarea obligatorie în Moldova ne obligă să plătim impozite, adică 30 de milioane de dolari anual pleacă în Moldova. Noi iar ne vom afla într-o blocadă economică și consecințele acesteia pot fi mult mai negative decât cele ale blocadei din 2006. Dacă cineva a crezut că în așa mod Nistrenia își va schimba pozițiile, apoi aceasta a fost o concepție greșită. Care vor fi consecințele pentru Nistrenia în urma summitului de la Vilnius, acum nimeni nu poate spune, însă e clar faptul că condițiile de activitate pentru întreprinderile noastre se vor schimba și iarăși va fi nevoie să luptăm pentru piețile Europei și ale comunității statelor independente. Astăzi în capitală a avut loc întrevederea reprezentanților pentru întrebări politice din partea Nistreniei și Moldovei. Ea a avut loc în incinta misiunii OSCE. La întrevedere au fost invitați mediatorii și observatorii în procesul de negocieri pentru reglementarea moldonistreană. Rusia, Ucraina și OSCE mediatori, Uniunea Europeană și SUA observatori. Pentru examinare au fost planificate 4 întrebări coordonate de părți. Printre ele, aprobarea definitivă și semnarea deciziei de protocol privind mecanismul de uformare și fixare a pensiei cetățenilor Nistreniei și Moldovei, care se transferă la un loc permanent de trai în RMN și Moldova. Discutarea realizării acordurilor fixate în protocolul întrevederii reprezentanților politici din 16 septembrie curent privind încetarea comună a dosarelor penale în adresa funcționarilor părților. Libera circulație a cetățenilor și mărfurilor, la fel utilizarea de către fermierii moldoveni a terenurilor agricole din raionul Dăbăsari al Nistreniei. Rezervoarele de pescuit din Nistrenia, râul Nistru, canalul Turunciuc, rezervoarele din Cuciurgan și din Dubăsari sunt transfrontaliere cu Ucraina și Republica Moldova. Pescarii nistrenici procură documente permisive în Moldova și pescuiesc acolo. La noi în țară, pescuitul de pe mijloace de înot e permis doar membrilor comunităților de pescari. Cu scopul de a egala drepturile cetățenilor, se planifică introducerea plății pentru pescuitul sportiv și amator de pe mijloace de înot pentru celelalte categorii de persoane. Care este soarta proiectului de lege prezentat astăzi la ședința Guvernului Nistrean. Aflăm de la Irina Baeș. Proiectul de lege despre pescuitul sportiv și amator propune ca pescuitul de pe mijloace de înot, cu excepția perioadei de interzicere, să se realizeze conform documentului permisiv, obținut cu o plată anumită. Suma plății și oformarea, eliberarea înregistrării permisive pentru extragerea resurselor biologice acvatice, cât și categoriile de persoane care vor fi eliberate de la plată, vor fi stabilite de către Guvernul Republicii Moldovenești Nistrenia în conformitate cu actele legislative.
Luând în considerație faptul că Nistrenia dispune de puține zone acvatice și necesită cheltuieli pentru păstrarea resurselor biologice acvatice, Ministerul Agriculturii și Resurselor Naturale propune stabilirea plății pentru permiterea extragerii resurselor biologice și pentru realizarea pescuitului sportiv și amator de pe mijloace de înot, în suma de numai puțin de 200 de ruble nistrene pentru un an. Efectuând analiza comparativă cu legislația Federației Ruse a Ucrainei, Republicii Moldova s-a dovedit că pescuitul amator și sportiv se realizează cu plată numai în Republica Moldova. Plata formează circa 300 de lei. Începând cu 1 ianuarie 2015, susține ministrul, proiectul va intra în vigoare. Acesta nu se va referi la persoanele care pescuiesc de pe mal, ci doar la pescarii ce fac acest lucru de pe mijloace de înot. Astăzi, viceministrul Agriculturii pentru Bunăstarea Sanitaro-Veterinară și Dezvoltarea Zootehniei, Oleg Turanski, a efectuat un control complex la Piața Centrală din Capitală. Scopul vizitei a ținut de verificarea realizării legii despre organizarea comercializării pe teritoriul Nistreniei și a respectării de către specialiștii veterinari a regulilor controlului animalelor agricole, expertiza cărnii și produselor din carne. Oleg Turanski, viceministrul agriculturii, planifică să viziteze cu asemenea control toate piețele din Republică. Prima a fost cea din Tiraspol. Dumnealui împreună cu alți specialiști ai ministerului au analizat activitatea trei blocuri, în care se vinde pește, carne și produse lactate. O atenție deosebită a fost acordată anume cărnii proaspete. Pe membrii comisiei îi interesează faptul dacă sunt create condiții de realizare a mărfii pentru producătorii autohtoni. Eu m-am convins că sunt create condiții bune. Există un registru în care sunt fixate persoanele ce comercializează carne zilnic. La fel sunt înscriși și crescătorii de animale, care doar o dată sau de două ori în an doresc să-și realizeze producția sa. Pentru ei sunt locuri libere și în orice timp pot vinde carnea produsă. Până în prezent încă nimănui nu i s-a refuzat. Oleg Turanski a conversat cu realizatorii permanenți, posesorii brevetului, cu producătorii de carne. Potrivit dumnealui, crescătorii de animale agricole nu au posibilitate să-și realizeze producția sa în fiecare zi. De aceea, ei sunt nevoiți să vândă carnea așa numitor comercianți, care se ocupă de transportarea și realizarea ei. Administrația pieței vine în întâmpinare și eu astăzi m-am convins de faptul că sunt locuri libere care pot fi oferite în dependență de volumul mărfii și necesitate. Spre exemplu, astăzi administrația poate pune la dispoziție numai puțin de 10-15 locuri pentru comerț. Astăzi prețul la îngroși cu amănuntul la carne diferă cu 30-40%. Majoritatea pieților sunt comerciale și acolo statul nu poate dicta prețul, însă poate verifica cum sunt respectate regulile de comercializare și asemenea controluri vor continua. În raionul Kamenka deja devin o tradiție întâlnirile reprezentanților administrației raionale și ai serviciilor ce asigură activitatea vitală cu locuitorii satelor. O asemenea activitate a avut loc în satul Crasnei Octiabr. Este a doua în anul curent. Vasile Velișco, în 92, împreună cu alți consătenți ai săi, cu arma în mână a ieșit la apărarea independenței tinerii Republici Nistrene. În timpul luptelor a fost contuzionat. De atunci este invalid de grupa a doua pentru viață. Grija statului față de apărături este evidentă, ne-a relatat Vasile Nicolaevici. Însă rămâne nesoluționată problema încălzirii punctului medical din sat. Încoace e nevoit să vină cam des. Un mic punct naș. E foarte frig în interiorul punctului nostru medical. E imposibil să primești o injecție. Dar vin și pensionari, care sunt nevoiți la fel să înghețe. De ce să nu fie conectat la conducte de gaze naturale? Sistemul termic doar s-a păstrat. De problema în cauză sunt frământați și alți consăteni de ai lui Vasile Velișco. Doar spectrul investigațiilor medicale de aici este mult mai larg. Unica piedică e lipsa energiei termice. Au fost specialiști în domeniu, au efectuat calculele necesare și au ajuns la concluzia că totul va costa 20.000 de ruble. Ei sunt gata să ne financeze o jumătate din banii necesari. A doua jumătate putem să o achităm noi din contul impozitelor pentru amenajarea localității. Rămâne să fie hotărâtă chestiunea la sesiunea Sovietului Sătesc. Problema angajării în câmpul muncii a fost abordată și la prima întâlnire. Drept rezultat, o parte din locuitori au fost antrenați în prelucrarea câmpurilor uneia din arendașii de pământ din raion. Însă lucrul era prea îndepărtat de sat, ce crea anumite incomodități. Până la fine, oamenii au renunțat.
Acum uzina de conserve din oraș a reluat creșterea materiei prime pe lanurile din apropierea satului. De aceea, problema șomajului în sat va fi parțial soluționată. Pentru anul viitor planificăm să ocupăm 30-40 de hectare cu tomate, 20-25 de hectare cu dovlecei. De aceea ne vor trebui brațe de muncă. Iluminarea străzilor și reparația liniilor de furnizare a energiei electrice, organizarea procesului de alimentare a tuturor elevilor, starea drumurilor, lupta cu gunoiștile spontane. Specialiștii au explicat toate nuanțele ce se referă la aceste și alte întrebări ridicate în timpul disputei. Până la finele anului, asemenea întâlniri repetate se planifică să fie organizate în toate localitățile din raion. Aprecierea medicinii nistrene din partea Organizației Mondiale a Ocrotirii Sănătății. În centrul atenției e sănătatea nou-născuților și a mamelor. Locurile de control sunt două instituții medicale din Slobozia și Bender. Lucrul a început cu masa rotundă și participarea reprezentanților Ministerului Ocrotirii Sănătății. Calitatea ajutorului medical din ramura maternității și copilăriei, acest domeniu al medicinii, experții Organizației Mondiale a Ocrotirii Sănătății îl studiază mulți ani. A venit și rândul nistreniei. Experții menționează importanța activității date, fiindcă sănătatea copiilor și a mamelor este viitorul nostru. Noi examinăm perioada până la sarcină, sarcina și de după naștere. Vom efectua analize la nivelul medicinii primare și a spitalizării. Va fi formată o echipă din 5 experți, adică va fi una internațională și una națională. După o muncă de 2 săptămâni, experții vor face recomandări specialiștilor nistreni. Scopul Ministerului Ocrotirii Sănătății este de a implementa propunerile în practică. Doar după formarea direcțiilor de bază de ameliorare a medicinii vom putea înțelege în ce mod putem îmbunătăți starea medicinii noastre. Nu este unicul control de asemenea tip. Peste câțiva ani, ei din nou vor vizita instituțiile medicale pentru a controla dacă totul se îndeplinește la nivel. Lyubov Danilescu, Iurie Proșicev, Primul Nistrean. De la 10 la 20 noiembrie, tradițional, în Republica Moldovenească Nistreană este desfășurată decada tineretului. Una din activitățile decadei, cu motoul Fiecare își face alegerea sa, a avut loc în sala de festivități a Bibliotecii Centrale din Bender. Elevii claselor superioare din oraș, împreună cu organizatorii activității, au discutat despre tineretul de astăzi, ce îl preocupă, care este poziția, rolul lui în societate. Au fost marcate succesele pe care le-au obținut semenii lor în Republică. Făcând o alegere corectă, ei și-au găsit locul în viață, au atins scopul dorit. Aceștia sunt muzicieni, sportivi, actori și alții. Victor Balan din Râmnița și Eugeniu Andreanov, care primul a participat în concursul televizat Vocea, iar al doilea, Eugeniu Andreanov, a ocupat locul 2 în concursul internațional Slavianski Bazar din Vitebsk. Așa sportivi tineri care au rezultate frumoase ca Alexandru Decenco, campion olimpic, care a primit medalia de aur la Olimpiada din Londra din 2012. Cântăreața de operă de clasă mondială a devenit absolventa Colegiului de Muzică din Tiraspol, Lidia Biriucova. Au fost demonstrate materiale video despre uniuni neformale ale tinerilor, emo, goții și alte subculturi răspândite la moment, de asemenea cea a fasciștilor, neofasciștilor și influența lor nefastă asupra tinerilor și a întregii societăți. În cadrul întâlnirii noi ne străduim să invităm pe tineri la un contact cu maturii, adică să conversăm cu ei și să le cerem părerile sincere despre tineretul de astăzi, scopurile pe care ei și le propun în viață. Totodată ne-am străduit să le demonstrăm că semenii lor, depunând eforturi și muncă asiduă, au atins înălțimi frumoase. Printre diversele activități ce se vor desfășura pe parcursul săptămânii tineretului, au evidențiat una foarte importantă. În oraș sunt 16 copii bolnavi oncologic. În ziua de 15 noiembrie noi vom desfășura în toate cartierele orașului acțiunea Fii Sănătos. Finanțele adunate le vom orienta părinților copiilor bolnavi. Vor mai fi activități creative, distractive, de artă, frizieră, machiaj, maratonul intelectual, mese rotunde cu părinții, discuții, convorbiri, inclusiv competiții sportive între școli. Atât pentru această ediție. O zi bună în continuare tuturor. La revedere! Potrivit
Meteorologilor, mâine 13 noiembrie se așteaptă norări variabile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord cu viteza de 4-7 metri pe secundă. Ziua rafale până la 15 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 5 plus 7 grade, ziua plus 10 plus 12. În capitală noaptea 6-8 grade, ziua 11-13 grade cu semnul plus.